Ea și Ulise, o să-i spun Ulise pentru că prima dragoste nu se uită și prima dată când am aflat despre acest erou a fost un numele de Ulise și pentru mine a rămas Ulise. Și pe urmă am dat seama că mi-este ușor, fiindcă eu l-am cu mine mereu. De mult timp înainte să mi se propună această minunată aventură să ilustrez Odiseea. De ce l-am cu mine mereu? Pentru că tot ce a făcut el se aplică. Mi-am dat seama că el pentru mine este modelul bărbatului care aș vrea să fiu. L-am iubit și îl iubesc pentru că el este om. Om ca mine, ca noi toți. Îi e frică, îl doare. L-am iubit și îl iubesc pentru că are grijă de oamenii lui și suferă atunci când îi pierde. Pentru că e un om cu pasiuni, dar pentru că, mai ales pentru că vrea să fie acasă. Întotdeauna vrea să fie acasă. Am discutat cu mulți oameni de vârsta mea și aproape toți bărbații tineri aveau această fascinație a drumului lui Ulise. Tu îți dai seama asta, 10 ani l-a dat pe acasă. Extraordinar, deci nu a văzut, și a văzut nici nevastă și ce de aventuri a avut. Și mi-am dat seama că, de fapt, asta este mica noastră lume, meschinăria lumii contemporane, în care toți am vrea să fim în altă parte. Toți ne visăm eroi, dar n-am avea curaj să punem piciorul afară din casă. Toți am vrea să trăim lucruri extraordinare, dar dacă se poate, de la televizor. Și mi-am dat seama că ceea ce l-a purtat pe Ulise prin toate acele aventuri și întâmplări inițiatice, n-a fost căutarea lor. Și pur și simplu, întotdeauna, dorința lui de a fi acasă. Și ce a însemnat acasă? Și ce înseamnă acasă? Locul pe care l-ai făcut cu mâna ta. Patul, imaginea patului pe care l-a ciuflit Ulise mă urmărește de când eram mic. Zidurile pe care probabil că le-a tencuit cu mâna lui cu chirpicii pomosteală. De-aia îi iubesc foarte mult supărarea atunci când se întoarce acasă și nu are milă. Și trăită, săgetează pe toți. Cum spuneam, tot ceea ce a făcut are ecou în viața mea și în viața noastră, a tuturor. Și închei spunând că trăiesc un sentiment de fericire supremă, pentru că Odiseea nu moare. Fiul meu care are 4 ani știe ce a pățit Polifem și cine a fost Polifem și Ulise. Și la mine, în atelier, acum în casă, este, la cererea lui, desigur, este făcut un cal troian din carton. Vă mulțumesc! Bună seara, primul rând. Eu aș vrea să pun un pic niște detalii tehnice în ceea ce privește ilustrația și cea a copertei și ilustrațiile din interiorul celor două volume. Pentru noi a fost o sarcină mai grea decât ar fi fost pentru niște ilustratori de profesie. Niciunul dintre noi nu este ilustrator. Noi suntem artiști, suntem de artiști diferiți, cu o operă în plină dezvoltare. O operă pe care noi o considerăm ca fiind atent construită, metodică. E metodică? Metodică. Și dacă Alexandru Rădvan avea deja o serie de desene cu Ulise, pentru mine, la mine, spre exemplu, nu există o asemenea temă. În momentul în care editura Humanitas a lansat acest proiect și ne-am oferit să facem câteva desene, să facem câteva probe, primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne exprimăm lejer, așa cum ne-a venit, fără să ne propunem vreo retorică anume sau vreo estetică anume. Și la foarte scurt timp ne-am văzut nevoiți, nefiind ilustratori, să renunțăm la ceea ce ne-a fi fost comod și să încercăm să pătrundem cumva înțelesul și semnificația celor două volume, dincolo de formalitate, și să încercăm să găsim o coerență, să avem 24 de desene, cel puțin, și 24 de medalioane, cel puțin, care să curgă unul din celălalt, să poată fi citite în absolut orice fel de direcție și cuvântul care, ca să zic așa, la ordinea zilei, privindu-le, să fie coerența.
fiecare am recurs la vari metode pentru a încheia imaginile pe care aveam de gând să le facem. Alexandru Rădvan a renunțat la a desena pe suport convențional, pe hârtie sau pe orice altceva, pentru că mi-a mărturisit că imediat îi fuge mâna, nu se poate concentra. Și atunci și-a luat o tabletă grafică, a setat-o la cele mai rudimentare, la cei mai rudimentari parametri posibili, astfel încât linia să fie aproape egală, să fie un desen extraordinar de riguros și de auster. Și dimensiunea lui, și acea artistică, și cea din Odiseea ilustrată de el, are un fel de arhaism, în cel mai bun sens al cuvântului. Este epurată de detalii, de, ca să le zic așa, nu știu, inflorescență sau de detalii inutile. Este, cred că, cea mai cristalină formă posibilă, în toate fiind circunstanțele. În ceea ce mă privește pe mine, am fost nevoit să recurg la cu totul altceva, pentru că nu mă pot obișnui cu ideea de desenat pe tabletă, pentru că sau mână într-un loc și privirea într-altul nu m-a ajutat niciodată, și atunci am făcut pur și simplu un fel de casting. Am desenat mai multe tipologii de personaje, pentru că întotdeauna grecii trebuie să arate într-un fel, troienii trebuie să arate într-un fel, zeii trebuie să arate într-un fel, zeițele trebuie să arate într-un fel. Și după ce mi-am ales tipologiile personajelor respective, am început un fel de colaj și așa am, cred eu, am reușit să dau o coerență întregii povești. Și ca să nu mai lungesc prea mult vorba, aș vrea să repet că efortul pe care l-am făcut, nefiind ilustrator, să intrăm în Iliada și în Odiseea și să stăm de vorbă. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc și domnului Radu Gârmacea, care mai avea un pic și desena alături de noi. De fapt, a și făcut, da? Și am desenele. Și toate aceste discuții și toate eforturile de a produce în timpul destul de scurt alocat o serie de desene care să se apropie măcar de calibrul acestei ediții, de calibrul acestei traduceri și de tot ce mi s-a povestit despre ea, a fost unul extrem de interesant, extrem de palpitant, iar la finalul acestui efort, am hotărât de comun acord să explodăm la ce înseamnă copertă, la ce înseamnă forță și așa mai departe. Tot la îndemnul domnului Radu Gârmacea să facem un pic altfel. Alexandru Rădvan a venit cu ideea în esență, de litografie. Nu era nici timp și nu erau nici fonduri, așa că el a venit cu ideea să turnăm niște plăci de Ipsos pe care să le incizăm, să le pigmentăm, să le spălăm, iar să le pictăm, iar să le incizăm și așa mai departe. Iar ce aveți în fața noastră aici sunt ultimele, este ultimul stadiu în care au rămas plăcile. Coperta, spre exemplu, la Odiseea nu este aceea, pentru că a fost aleasă o etapă anterioară și, pentru că vreau să mă opresc aici, așa s-a încheiat aventura noastră și de aceea am ținut neapărat să fie prezente aici cu noi aceste plăci. Vă mulțumesc!